Astăzi am venit cu un apel clar din partea fracțiunii. Vrem ca ambasadorii să fie mult mai vocali, așa cum erau pe timpuri, să vină cu poziția clară referitor la cele fără de legi care s-au comis și care sunt reiterate în concluziile și criticile Comisiei de la Veneția. Atunci când legislația se modifică pentru interese de conjunctură, atunci când are loc justiție televizată, atunci când cineva vrea să controleze politic justiția și procuratura, trebuie să intervină partenerii, așa cum au fost destul de bine auziți în 2017, 18, 19. Dorim ca și în 2021 ambasadele să aibă un rol activ, mai ales că cei care au ajuns la guvernare au avut și au o susținere masivă și în această situație credem că este și de obligație morală ca ambasadele respective să vină cu poziția clară vis-a-vis de acțiunile ilegale a Parlamentului și a guvernării de astăzi.